în numele Institutului pentru Politici și Reforme Europene, IPRE, care eu îl reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova. Colegi, salut și privesc punct eu. Noi organizăm în fiecare vineri, zi de vineri, de obicei mai dimineața, la orele 10-11, dar astăzi s-au suprapus câteva evenimente și avem la orele 13 până la orele 14. Discutăm despre Moldova digitală, despre transformarea digitală a Republicii Moldova. De ce noi facem acest lucru? Ca să evidențiem cele mai importante elemente care țin de transformare digitală. De ce transformarea digitală poate și trebuie să afecteze pozitiv oricare cetățean al Republicii Moldova? De ce aceasta este o nouă prioritate de dezvoltare a Republicii Moldova? De ce noi avem această transformare digitală în programul de guvernare? Noi avem un viceprim-ministru pentru digitalizare. Noi dezvoltăm strategii naționale de transformare digitală pentru prima dată toate aceste elemente, apropo, au loc în Republica Moldova. Și răspunsul probabil este foarte simplu, că noi toți deja suntem interconectați digital, noi toți avem smartphone, este unul aici, cred că l-aveți și dumneavoastră, noi toți deja ne-am interconectat, suntem aici patru persoane, probabil din patru birouri diferite, s-ar putea întâmpla din țări sau continente, nu contează unde te afli, noi deja suntem interconectați. Noi de obicei discutăm în format foarte prietenos, în format de acesta, Twitter într-un fel, dar mai puțin Facebook, unde poți scrie foarte, foarte multe pagini, dar cumva mai concentrat și discutăm într-un format în care să avem acces să ne înțeleagă cât mai mulți oameni. De ce? Și pentru că transformarea digitală nu mai este ceva pentru, doar pentru specialiști, pentru mine, pentru invitații noștri care sunt miniștri sau lider de opinie în domeniul corespunzător, ci pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Reamintesc că noi suntem într-un program care este susținut de către Fundația pentru Societate Deschisă, Moldova Youth for Partnership, pentru că noi considerăm, și asta este în acel acord între Republica Moldova și Uniunea Europeană, inclusiv pe dezvoltarea societății digitale, noi realmente considerăm societatea digitală este foarte importantă, inclusiv pe această dimensiune de integrare europeană. Noi am discutat săptămâna trecută cu Sudul Republicii Moldova. Noi am discutat cu primăria Cahul, cu doamna Stella Bădin, viceprimar pentru digitalizare, cu programul Startup City Cahul, Startup Moldova și proiectul Digital Impact. Astăzi, ca să balanțăm cumva Chișinău versus Sud și Nord, discutăm cu Nordul Republicii Moldova. Și spre deosebire de ediția de vinerea trecută, unde am avut patru doamne, azi avem doi domni. Și eu îi salut pe bunii noștri prieteni, domnul Ion Bădruc, președintele ACT, care ne va povesti un pic despre ACT și despre domnul Pavel Curcovici, care este directorul Techville Bălți. Bună ziua, dragi colegi, prieteni și susținători. De fapt, vârfurile de lanțele transformării digitale în Nordul Republicii Moldova. Vă salut! Bună ziua! Mulțumim mult pentru invitație. Sunt onorat să particip și chiar ne aflăm în săptămâna zilelor transformării digitale în regiunea de dezvoltare în Nord. Mulțumesc. Apropo, noi întotdeauna discutăm și am agreat chiar și cu miniștrii să discutăm pe tu, ca să fie cât mai prietenoasă și înainte de această discuție, noi am discutat cu domnul Bodrug și domnul Curcovici, când ne vom numi pe tu, de aceea de aici vom fi Victor, Ion și Pavel. Pavel, salut! Salutare de la Bălți, am onoarea să particip la această emisiune. Mulțumesc mult pentru invitație. Vă salut din oficiul Techville în Bălți. Suntem pe ultima 100 de metri înainte deschiderii. În 2 decembrie urmează să fie lansarea centrului Nortec și noi, ca parte a centrului, ca componentă a centrului Techville Bălți, vă salutăm și cu această ocazie și vă invităm pe 2 decembrie să fiți la Bălți. Da. Mersi, mersi, Pavel. Colegi, noi întotdeauna începem printr-o așa o introducere în temă cu cine noi discutăm, ce instituții dumneavoastră reprezentați, ce le reprezintă și care este rolul acestor instituții pe care le reprezentați în tot acest efort de transformare digitală a Republicii Moldova, dar pe noi astăzi ne interesează în mod special regiunea de Nord a Republicii Moldova și Bălți. Pentru că, da, unul dintre motivele de ce noi discutăm este nu doar să
balansăm sudul cu nordul, ci în această săptămână are loc săptămâna digitală, într-un fel sau altul, în nordul Republicii Moldova. Și eu o să vă rog foarte frumos să vă expuneți pe două aspecte, așa, câteva minute Ion, după câteva minute Pavel. Spuneți-ne, vă rog, Ion, spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă ACT, când s-a format, ce se ocupă, ce proiecte aveți. Și exact la fel, Pavel, după asta, după Ion, să ne povestești, te rog, despre TechWheel, în ce fază sunteți, care e scopul, care sunt programele. Și vă rog să vă opriți la această săptămână digitală, care este super importantă, pentru că oamenii deja știți cum sunt obișnuiți, că toate evenimentele au loc la Chișinău. Ceea ce este pe această dimensiune este categoric contraproductiv. Ion, Pavel, câteva minute, 5-7 minute, cât doriți, și după asta discutăm pe marginea ce vorbiți de asta. Ion? Victor, mersi. În primul rând, aș spune că noi ne-am format și ne-am constituit în 2019 ca rezultat a unei inițiative frumoase de a susține unii profesori și unii companii în nordul țării pentru a dezvolta domeniul IT. Și atât aici pot să spun cu siguranță că companiile, după un forum organizat pe data de 18 mai, mi se pare că ori 19 mai în Bălți, cu tematica de orientare în carieră, noi am conștientizat că ar trebui să ne asociem pe o oarecare platformă. Eu încerc scuze. În mai, în acest an v-ați fondat? Nu, în 2019. 2019 în mai, ok. Da. Deja avem 3 ani. La 3 ani cu copiii deja vorbesc și se mișcă. Noi am început cu niște evenimente gen sărbătorirea zilei programatorului, care este în fiecare an a 256-a zi din an. Așa e cam. Și după care noi am organizat mai multe evenimente privind, putem spune așa, cu educația elevilor, studenților, evenimente care erau făcute gratuit de către companiile din regiunea de dezvoltare Nord, dar și cu suportul proiectului pe atunci, a proiectului cu competitivitate, care era finanțat de USAID și Guvernul Suediei. Și atât aici aș spune că companiile, știți, dintr-o activitate așa mai puternică, s-au făcut activități mult mai mici, focusate, după care am început să înțelegem ce ar trebui să facem. Și am colectat niște surse, am fost inițiatorii unui studiu despre necesitățile de specialități în regiunea de dezvoltare Nord în domeniul IT. Am chestionat peste 100 și ceva de companii din nordul țării de ce fel de specialități au nevoie în domeniul IT și ce au la ziua de astăzi. După care am depistat cel mai frumos moment, că în IT sunt antrenate mai mult de o treime de doamne și domnișoare în nordul țării, dar și am depistat că sunt necesare competențe, că companiile sunt gata pentru inovare. Asta a fost în 2020. Și companiile sunt gata de a digitaliza niște procese. Dar noi adică studiul a fost efectuat în 2021. În 2020 noi eram în pandemie și activam așa mai mult online. Și atunci colectarea de resurse a durat 9 luni aproape ca să efectuăm acest studiu, după care noi am mers în paralel cu fortificarea asociației, am început la 4 companii, acum suntem 15, practic aderă cu companii naționale și internaționale
chiar și din cu sediul din Chișinău. Colaborăm foarte mult cu Agenția de Dezvoltare Durabilă din Brașov și sediul în Piatra Neamț. Pot să spun cu siguranță că au fost o mulțime de evenimente care au schimbat atitudinea față de IT, care am promovat cariera în IT. Apropo, împreună cu Techwheel, noi și cu ATIC, am implementat un proiect de promovare în carieră IT. A fost destul de ok. Mă mândresc cu rezultatele acestui proiect. Totodată, acum noi suntem garantiști la proiectul lansat de tehnologiile viitorului, prescurtat FTA, care este finanțat iarăși de USAID și guvernul Suediei. Avem un șir de activități care, în principiu, anul acesta deja ne-am axat pe susținerea mediului de afaceri. Anume, mediul de afaceri care creează locuri de muncă și susține tinerii și înrolează tinerii în muncă. Totodată aș vrea să spun că în acest moment anul trecut noi am lansat inițiativa de creare a Digital Innovation Hub of Moldova. Aceasta este o structură de la care noi am pornit, am primit mentoratul de la colegii din România. Noi am căutat așa o rețetă și am înțeles că ea este cum de reunit pe această platformă atât mediul privat, universitățile, colegiile, parcurile industriale, camerele de comerț și incubatoarele de afaceri pentru a oferi servicii dintr-un singur punct, gen one-stop shop. Și iată aici chiar practic anul trecut noi am lansat această inițiativă fix pe 21 noiembrie. Pe 22 decembrie noi am încheiat, am constituit de iure acest hub și iată în 11 luni noi avem rezultate după mine destul de ok. Pot să spun că scopul este de a adera la dihurile europene, Digital Innovation Hub, uh-huh. Acolo unde în principiu am putea primi și oferi asistență mult mai mare și mult mai serioasă pentru companiile lor, pentru că companiile noastre, conectându-ne la rețelele lor. Deci, respectiv, suntem în etapa unde ne cristalizăm serviciile, trebuie să ne aranjăm toți partenerii și să chiar acum am elaborat brandingul acestui Digital Innovation Hub și cu lansarea zilelor transformării digitale deja am prezentat niște rezultate. Pot să spun că Ion, foarte scurt despre zilele transformării digitale, ca și după asta noi să intrăm în detalii. Da. Zilele transformării digitale au fost inițiate deja nu de acete, dar de membrii asociației, de alte companii, de, iată așa cum este Colegiul Politehnic, care a venit cu o conferință, de a susține o conferință internațională în cadrul zilelor transformării digitale. Ne bucurăm foarte mult că deja inițiativele nu vin de la câțiva oameni, dar deja acest fapt s-a mărit și impactul este mare pentru comunitatea și ecosistemul care îl construim. Totodată acordăm asistență și pentru administrațiile publice locale. Avem acorduri de colaborare cu Municipalitatea Bălți și Municipalitatea Iedeniț. Unii venim cu careva soluții pentru așa numitul Smart City. Mai mult ca atât, aș spune că colaborarea internațională este foarte importantă. Grație acestui grant care îl avem de la FTA, noi suntem încă mai entuziasmați și vom în continuare lucra pentru a oferi asistență și pe scurt ceea ce am făcut acum, ne-am lăudat cu
5 companii susținute pentru finanțare la organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Practic Oda. Avem fabrici, exact, ODA, avem fabrici care am venit cu niște soluții pentru digitalizare, avem companii de outsourcing care oferă servicii de contabilitate și mai mult ca atât avem o societate pe acțiuni care crește puieți de arbori, dar și care aveau nevoie de soluții pentru a-și digitaliza, practic, a-și digitaliza serviciile pe o mare parte de pământ avut în privat, da? Adică Ion, din ce ai spus până acum, eu am întrebări pe 2 săptămâni înainte pentru tine. Dar deci referim posibilitatea lui Pavel, spune foarte rapid, ce înseamnă Techville Belts, unde suntem, ce faceți, ce vă planificați să faceți. Pavel. Da, eu fiind martor la tot ce a spus domnul Ion, fiind și eu parte a acestor procese regionale care se întâmplă la noi cu digitalizarea, confirm tot ce se întâmplă aici. Da, e sigur că vorbim de Techville, vorbim de experiență vastă, deja cred că toți cunosc acest brand, dar mai mult îl asociază poate cu Chișinău, cu companiile IT de acolo, doar două cifre ca să, da, ca să punem punctele pe ei. Până acum Techville a oferit aproape 3 milioane de ore de formare pentru 185.000 de beneficiari. Dar preponderent, cum am spus, mai mult aflat pe centru. Acum, Techville, împreună cu toate programele sale și tot experiența sa în domeniu, vine în Belt, Kahoo, Comrat, în Fintech Hub și așa mai departe. Techville devine o rețea de hub-uri care, având aceleași valori, aceleași viziuni, aceleași programe, le implementează la nivel regional, reieșind în acele necesități care sunt aici. Sunt foarte bucuros că la nivel regional există organizații genul acestui, la nord, nu știu cum în alte regiuni, cu care noi putem colabora și împreună identifica specificul regional și a adapta programele noastre care deja sunt cunoscute ca Techville Academy Kids, Techville Academy, Techville în fiecare școală, un program care își pune ca scop transformarea digitală în fiecare școală din această țară, prin educație, prin programele sale educative. Și pe de altă parte, avem și componenta de infrastructură în municipiul Bălți, ca parte a Nortec. Beneficiem de un spațiu de 1000 de metri pătrați, cu 5 sale de instruiri deja dotate și gata pentru a oferi instruirile necesare la nivel regional, o sală de conferință și evenimente la care mă aflu eu acum, 6 sale de co-working pentru companii și oficii și acel produs care îl aducem noi nou în Bălți, este posibilitatea de a lucra într-un spațiu de co-working, ceea ce până acum nu prea a fost și în această cale, dacă ne urmărește cineva, vă invit să veniți la Bălți să vedeți posibilitățile noastre de co-working care le avem aici. Este ceva unde vă aflați exact? Unde vă aflați exact, Pavel? Da, suntem în centrul Nord-Tech la Universitatea de Stat Alecu Rousseau din Bălți, Puștin 38 adresa. Dar cred că toți știu unde este universitatea. Este un bloc nou frumos, da? Cu un decor așa frumos din afară și pe interior. Pavel, Pavel, cine poate fi beneficiarii voștri? Deci, autorități publice locale, școli, universități, sau nu excludeți pe nimeni? Absolut nu excludem niciun element din ceea ce am discutat acum. Avem programe pentru fiecare instituție. Suntem în discuții cu companii locale pentru a identifica care programe specifice au nevoie, pentru că, de exemplu, Techville Academy poate oferi un spectru foarte larg de cursuri și noi trebuie doar să selectăm ceea ce este necesar, să adaptăm ceea ce este la necesitățile regionale, ceea ce facem acum, pe lângă infrastructură. Pe de altă parte, ce se privește școlile, avem programul Techville în fiecare școală, care deja este prezent în 333 de școli, 50.000 de elevi beneficiază de orele noastre, sunt 6 cursuri de care ei pot beneficia. O altă componentă importantă pe care o vedem noi, dorim să începem cu dezvoltarea, digitalizarea chiar și a copiilor, începând cu 5 ani avem cursuri în cadrul programului Academy Kids și avem sale dotate, utilaj necesar, practic
tot ce este necesar pentru ca să facem această schimbare digitală tot mai accelerată și să atragem mai multă atenție la regiunea Nord și la necesitatea de digitalizare aici, în regiune și în orașul Bălți. Pavel, mersi tare mult. Pentru introducere, cred că e suficient. Uitați, deja 20 minute trecut. Acum întrebări rapide și vor fi multe de tot felul. Prima întrebare, cum cooperează TechFilm, ACT și Innovation Hub, toți împreună? Pentru că, de ce eu întreb chestia asta întotdeauna? Noi, în Moldova, și trebuie să recunoaștem acest lucru, noi avem o problemă de coordonare a acțiunilor. Și mi se pare că voi, acolo pe loc, trebuie să aveți o coordonare superbă dacă vreți să obțineți rezultate palpabile. Nu doar numere, cifre, statistici. Foarte rapid fiecare dintre voi. Ion? Eu aș spune că cooperarea este excelentă. Aș spune că noi comunicăm destul de des, chiar ne consultăm ca cum să facem mai bine, ce măsuri să întreprindem și așa mai departe. Proiect comun aveți? Păi am și implementat proiecte comune, cu părere de rău le-am finalizat în 2022, în luna februarie sau martie, nu mai țin minte, dar am inițiat imediat alt grant, dar acțiuni comune sunt permanent. Pavel? Suntem acum împreună la această emisiune, da? Și practic toate emisiunile cumva colaborăm. Asta denotă faptul că avem o colaborare foarte strânsă în ceea ce proiectele, activitățile, atât cu domnul Ion, cât și cu alte instituții și persoane locale care influențează acest sector. Suntem foarte deschiși pentru noi ne-am înțeles, care... Noi ne-am înțeles pe tu, dar dumneavoastră, domnul Ion. Da. Eu glumesc. Da. Colegi, am niște întrebări de este tema. Spuneți-ne, vă rog, o întrebare simplă. În Moldova, IT Park, din Moldova. Sunt 1200 și ceva de companii. Noi am avut o ediție specială cu Natalia Donzo și cu rezidenții de acolo. Dar de ce nu avem la Bălți un mini Moldova IT Park? Deci acolo sunt 85% din companiile IT. De ce nu trebuie să venim la Chișinău? De ce noi nu avem un pol de atracție a companiilor la Bălți? Ion, Pavel? Eu aș spune în felul următor, Moldova IT Park este tot o platformă virtuală, dar este o structură guvernamentală și a cărei rezidenți vin și din regiuni. Nu e obligatoriu să fii din Chișinău. Asta doar este o structură care îți permite să te registrezi și să facilitezi de toate facilitățile conform legii de care ai disponibil din partea parcului. Nu cred că este necesar de dublat și de creat încă o structură, pentru că ei acolo sunt câțiva oameni, până la 10, mi se pare că colaboratori în total, și poate și le trebuie de lămărit statele, da? Pentru că companiile se dezvoltă, companiile cresc și companiile, adică se mulțesc aici în IT și noi devenim foarte interesați ca regiune geopolitică, aș spune, adică acolo unde este implementat cadrul despre fiscalitatea acestor companii, cum ei plătesc în buget debursările acestea de impozite. Și Ion, eu pot spun că suntem cei mai atractivi în regiune ca țară. Ion, eu sunt absolut de acord cu tine. Dar totodată eu vreau să accentuez două lucruri. Dacă luăm indicatorul DESI, da? European, și noi vedem că acolo practic nu este nicio țară care are concentrată industria IT și startup community prin capitală doar. Deci, această, știți cum, diversitate, și de asta mie mă interesează în mod special să fie și la Nord, și la Cacul, și în Comrar, și peste tot. Pentru că noi, de fapt, nu dezvoltăm doar Chișinău. Pentru că, da, noi știm că asta e o platformă virtuală, da, noi știm că e o capacități limitate, și apropo, imediat o să discutăm subiectul ăsta. Dar, totodată, noi știm că asta poate fi o oportunitate masivă, de exemplu. Uitați-vă, în Estonia, țara pe care eu locuiesc, sunt 10 companii care au capitalizarea de piață mai mare de $1 miliard. Și nu toate sunt Tallinn, în capitală. Sunt și în Tartu, sunt și în alte orașe. Da? Deci, din perspectiva asta, eu cred că e super important să dăm un semnal foarte important că nu ne axăm doar pe capitala Republicii Moldova. Asta unu. Și doi, mai este încă o chestie care e super important. Foarte corect ai spus că resursele limitate.
Dar eu vreau să văd administrația și managementul la MITP și Natalia și echipa, ei fac un lucru absolut fenomenal, nu doar din perspectiva administrării acestui parc, fie el și virtual, ci din perspectiva promovării Republicii Moldova ca stat digital, unde are loc inovații, ca noi să monetizăm activitatea companiilor. Eu vreau să văd, și asta întotdeauna spus și noi am discutat asta direct, așa cum discut și cu voi și cu Ministrul Economiei și cu alți miniștri, că atunci când merg miniștri în afară, să ia 10-15 companii cu ei și să spun, uitați-vă companiile, noi pot face asta, asta, asta. Ce înseamnă că dacă vor veni companii, ok, nu unicorn, dacă ar avea milioane de euro valoare în Bălți, asta înseamnă și locuri de muncă, atractivitatea orașului, posibilitatea de a dezvolta soluții digitale pentru Nord și Bălți mai mare, atrage oameni, vin oameni, vin turism și așa mai departe. Deci eu mă uit într-o perspectivă mai largă. Comentați, vă rog. Eu chiar m-am provocat foarte mult. Vezi că amprenta dezvoltării regionale și politicile care în care am muncit mai mult de 7 ani, au lăsat o urmă destul de serioasă în organismul meu și aș spune foarte clar că anume pentru asta și ne luptăm acum ca să demonstrăm la investitori, la comunitatea atât națională cât și internațională că în Bălți sunt companii, în Bălți este ecosistem, în nordul țării sunt posibilități de a crea alte companii, sunt platforme, este cât de cât o infrastructură, viteza internetului, doar trebuie să fim atractivi în primul rând pentru ai noștri, pentru că problema care este acum, cei care pleacă din țară, pleacă cu familie și iată aici este ce că trebuie să demonstrăm din toate puterile la turații maxime că avem companii care plătesc salarii foarte bune, doar trebuie să faci studii, companiile sunt gata să te primească la muncă și da, adică răspunzând la provocarea ta, nu ar fi rău. Poate parcul MITP, da? Adică poate parc Moldova să aibă reprezentanță la nord. Poate. O extensiune într-o formă sau alta. Eu exact. Nu vorbesc să vină sau cu... Sau fie reprezentată, de exemplu, în cadrul, eu știu, Acete, Nortec sau Tech, da? Adică nu are importanță, dar într-adevăr, apropo, la primul eveniment care noi, după care s-au constituit companiile, a fost prezentarea IT Park Moldova, când companiile au înțeles că băi, dar ar fi bine să ne unim ca să facem un lobby, ca să dezvoltăm domeniul aici pe loc și în cadrul zilelor transformării digitale, chiar mâine, pe data de 26 noiembrie va avea loc BIT Conference 2022, unde se unesc mai mult de 100 de specialiști programatori, anume programatori. Adică asta este, noi și prin acest eveniment vrem să demonstrăm că avem specialiști aici gata care pot face lucruri frumoase. Nu numai cu companii și reprezentanță, da? Și la care se alinează și companii internaționale. Acum și noi să discutăm subiectul ăsta, dar Pavel trebuie să comenteze ce am discutat. Da, ce privește IT Park. Vreau să spun un lucru simplu, dar foarte, foarte important. Este vorba, nu în ultimul rând, despre infrastructură la nivel regional. Atât timp cât nu exista un Norte, nu există acum un Tetru care a investit în infrastructura Norte, nu există alte, să spunem noi, clădiri în care se întâmplă lucrurile, ele nu există pur și simplu, pentru că la cel mai elementar nivel, în cazul în care este nevoie să vii la Bel, să faci o prezentare a unui produs sau același IT Park, să-și prezinte posibilitățile companiilor, elementar, nu există un spațiu conform pentru acest subiect și nu există un spațiu care ar uni specialiștii IT, companiile și așa mai departe, să fie cumva comod. Un liant prietenos, simplu pentru toată lumea. Exact. Un liant. Să fie simplu să organizez astfel de evenimente de promovare a idei sau unui produs. Să fie un spațiu conform pentru asta.
Și în nord suntem bucuroși acum, având un Nortec, un Techville, la fel avem și un Techville în sud și așa mai departe. Eu consider asta important pentru că atunci când gândești că vrei să dezvolți o idee, trebuie să existe și cumva o infrastructură, un suport pentru asta. Și asta e ceea ce oferim noi aici la Bălți. Ioan, mersi mult. Ce scuze, Pavel, mersi mult. Ioan, așa o întrebare, dar și la Pavel e valabilă întrebarea asta, dar mai mult la Ioan probabil. Eu am un prieten în Ucraina, el e primar al unui oraș. Și bani nu existau, nu existau posibilități, nu existau, dar el tare vrea să digitalizeze serviciul. Și nici măcar nu știa ce vrea să digitalizeze. Și uitați-vă ce a făcut. El a chemat toate companiile, a făcut apel public, oameni buni, veniți toți la mine, noi știm că nu avem bani, noi toți trăim în orașul ăsta și vă asigur, fac tot posibil că eu am deschidere față de asta, nu vă pun bețe în roate și deschidem toate ușile împreună și după asta poate monetizăm cumva toată chestia asta și vă face și vă interesați. Iar inițiativă de asta, noi avem la Bălți, Edine ți-a spus, dar la modul general, noi avem o asemenea abordare și dacă nu avem, ați fi gata să propuneți asemenea noastră ca reprezentant a 15 companii în acest moment, dar sunt sigur mult mai mulți sunt. Mi se pare asta o abordare realistă pe dimensiunea care o avem și mai mult decât atât. Eu cred că, eu personal, dacă aș fi agent a unei, nu știu, parteneri de dezvoltare, de exemplu, și eu aș vedea o asemenea abordare, eu aș vrea să vă ajut. Pentru că eu vreau să știu că banii mei sunt investiți undeva sau a statului meu, a persoanelor care contribuabile, în ceva în care oamenii doresc să schimbe. Mi se pare asta o ecuație cam greu de înțeles la început, dar mi se pare una super viabilă. Ce credeți ambii despre această inițiativă? Dacă să vorbim despre administrațiile publice locale, pot să spun cu siguranță că noi avem dialogul acesta și suntem foarte deschiși, dar anume conglomeratul acesta care noi l-am construit, Digital Innovation Hub, care va reuni foarte multe companii. Nu vorba doar de membrii ACETI. ACETI este o structură, spunem, coloana vertebrală a regiunii pe domeniul IT. Dar aș spune că Digital Innovation Hub va deveni o structură amplă în care vor veni multe, multe companii ca să ofere servicii și soluții pentru tot tipul de digitalizare. Cu primăria Bălți noi am făcut foarte multe lucruri frumoase. Ne bucurăm că probabil că la sfârșit de an va fi dat în exploatare ghișeul unic, unde vor fi servicii a întreprinderilor municipale, unde vor fi serviciile primăriei, vor fi mai aproape de cetățeni. Nu o să trebuiască să se plimbe cetățeanul la etajul 1, 2, 3, 5 ca să intre la un funcționar, dar va fi un ghișeu unic unde aceste servicii vor fi făcute calitativ și evident care exclud corupție și multe, multe alte întrebări. Ioan, eu fac o paranteză aici. Da. Eu tare sper că aceasta este doar o fază intermitentă până la etapa în care datele se vor mișca. Dacă noi putem să schimbăm date, pentru ce să ne mai ducem la ghișeul cel unic? Asta e. Exact. Și ghișeul eu vreau să-l văd. Și eu tot ne spun chestia asta, nu doar ca un prestator de serviciu, service delivery mode, asta e o perspectivă limitată, ci să meargă omul încolo și specialistul de la ghișeul unic să-i spună, om bun, noi avem serviciu digital, înțelegem îngrijorarea ta de ce ai venit aici, dar haideți să vă arăt cum foarte simplu, data viitoare puteți să faceți asta de acasă. Exact. Victor, da? Ai perfectă dreptate, pentru că transformarea digitală nu se face peste noapte. Și respectiv, noi știm că oamenii în etate, care ei cu greu s-au deprins să comunice cu familiile lor sau cu copiii lor în străinătate prin Skype, da, asta este o etapă adică intermediară care vom trece la servicii care nu trebuie să fie prezinți la un ghișeu sau altul. Și mai mult ca atât, am intermediat un dialog între primăria municipiului Bălți cu
cu domnul Țurcanu Iure, unde structurile a căror el le ASP-ul e guvernare, agenția e guvernare și alte structuri care sunt era, adică care sunt conduse de domnul Țurcanu, vor veni cu o expertiză de schimb de date, anume de acestea, ce ar putea fi integrat în proiectul EAPL. Da, mersi, mersi tare mult, Ion. Eu aici adaug de la mine și imediat, Pavel, câteva elemente. Deci, cei care ne ascultă acum, ca să știți, noi avem aceste centre multifuncționale ale ASP, Agenția de Servicii Publice. Noi le avem unde? Noi le avem în Bălți, noi avem, dacă vorbim din nord acum, noi avem în Bălți, noi avem în centrele raionale, în orașele mai mari. Ce avem noi suplimentar la chestia asta? Noi avem acele CUPS-uri, centre unificate de prestări servicii, care au fost deschise într-un număr de localități rurale, ca oamenii nici măcar să nu meargă în la Drochia sau la Șoldănești sau la Iedineț, în cazul, sau la un alt oraș, la Soroca, de exemplu. Și acum se mărește acest număr, din câte eu știu că colegii noștri ne-au spus, peste 60 de centre de, unificate de prestări servicii, dar și super important, dacă vedeți lângă casa dumneavoastră sau în satul dumneavoastră, biblioteci care au fost parte din Novateca, să știți că se dezvoltă acești bibliotecari digitali într-un fel sau care vă pot explica cum să utilizați acele peste 200 de servicii digitalizate în Republica Moldova. Mici comentarii, Pavel, și mergem mai departe. Da, deci privește transformarea digitală și deschiderea noastră față de administrații publice locale, spre exemplu, la TEC-ul vedem problema potențialului uman care urmează să gestioneze aceste infrastructuri create, pentru că acum nu este problema să instalăm un soft, un program, o rețea de software, program și mai departe, care să dirigeze crearea, prelucrarea și mai departe a datelor. Este problema acelor oameni care sunt în cetă primăriilor. Din acest motiv, TEC-ul Academy pentru regiunea Nord dezvoltă un proiect de digital skills pentru administrații publice locale, pentru ca toți angajații care își doresc, sau nu că își doresc, noi vrem să îi motivăm să treacă un curs de instruire pentru a avea un digital skill minim necesar pentru a interacționa cu aceste soluții digitale care acum sunt deja prezente. Pavel, eu am două întrebări scurte la tine. Da. Prima care ține, că numai ce ai mi-ai spus de chestia asta, dar eu vreau să atrag atenție la un lucru. Deci fiecare angajat public din sectorul public, știi, conform legii, este un buget acolo, mi se pare că este 2% pentru a-l pregăti în fiecare an. Și la noi, noi nu avem doar educație digitală pentru angajați, pentru că asta este clar că asta e deja aptitudine de viață. Tu dacă nu poți folosi calculatorul, nu ai aptitudine corectă, tu nu ești la fel de performant. Este clar acest lucru. Și eu cred că trebuie să aibă loc o regândire la toate cursurile acestea, de pe lângă nu știu care universități și instituții, nu știu de care, și obligatoriu să iei cât mai mult componentă digitală. Și desigur, tu n-are sens să iei omul de la Iedine, să-l aduci pentru curs digital la Chișinău, la Institutul de Prelucrare Continuă, nu știu care, că în asta, poate în baza unui contract, poate aibă loc la Techville cu specialiștii ACT. Deci noi complicăm permanent lucrurile și găsim cele mai complicate lucruri. Asta unul. Și doi, și te rog să comentezi scurt aici. Uite, eu am un copil în clasa 1 care merge la școală în Estonia. Și el are în fiecare săptămână, și nu măcar nu se numește, nu știu cum, se numește oră digitală. E ca un copil de 7 ani, imaginați-vă, în fiecare săptămână are oră digitală. Și eu îl întreb, ce faceți voi acolo? Ce voi vă ocupați? Și îl lămuresc, dar noi ne deprindem cu asta, cu device-ul ăsta, cum asta poate soluționeze problema asta, din clasa 1. Suplimentar la chestia asta, copilul meu în fiecare săptămână, și aici eu te rog să comentezi, merge undeva. Și îl întreb, unii voi ați fost azi? Și el spune, dar noi ne-am fost, venit autobus, ne-am luat profesoara și ne-am dus la nu știu ce de centru tehnologic. Și acolo ne-am uitat cum lucrează electricitatea, cum ni se ridică părul în cap, cum ne putem să folosim nu știu ce. Adică știți cum se dezvoltă la copiii nu doar intră în clasă, se așează în banc și așteaptă nu știu ce, ci se dezvoltă niște aptitudini. Și mi se pare după mine că dacă Techville poate deveni o asemenea platformă, copiii începând din grădiniță, din școli, să vii la voi permanent, să învățați tot felul de chestii, cum lucrează device-ul ăsta, cum lucrează mini-robotul acela, mi se pare asta ar fi o explozie de interes. Eu știu că voi deja o aveți în cadrul unor proiecte, dar cum noi putem să generăm mai mult interes din partea A, angajaților, și în mod special instituțiile educaționale? Și poate trebuie lucrat cu direcțiile educaționale raionale de acolo mai mult. Eu înțeleg ministerul de parte, dar direcțiile sunt lângă voi. Deci, ce privește o dată săptămână interacțiunea cu
cu digitalizarea și sectorul IT, avem textul în fiecare școală și la toate evenimentele de învățământ care sunt posibile și imposibile, eu îndemn părinții să-și vadă în școala sa cine este responsabil de acest program și să înscrie copilul. Ce drept că la moment doar din clasa a șaptea, dar lucrăm la programe pentru copii mai mici ca să scadem această vârstă. Mai devreme trebuie, Pavel. Mai devreme trebuie. Șapte, el deja știe mai mult ca unii profesori. Da, e clar. Dar ce privește programarea și chestii, design grafic, el este învățat. Desigur că facem programe acum ca să scadem această vârstă. Și eu cumva, nimeni nu crede, ai așa, părinții nu cred că există în școală un curs gratuit pentru copilul său în sectorul IT. Și poate nici nu prea înțeleg că este important. Copiii singuri cumva din ceea ce știu eu, ce știu ei, se vin la noi și beneficiază de aceste cursuri. Însă crește ca o avalanșă această tendință a copiilor și a școlilor de a deveni parte a proiectului tăcălui în fiecare școală. Este un proiect care e posibil să vă termina, dar vor fi și cu siguranță alte proiecte. Deci noi lucrăm asupra acestui subiect și avem deja și rezultate, acești 50.000 de copii instruiți. Avem copiii merg la concursuri internaționale unde câștigă. Acum ce vorbeam de infrastructură la Bălți, având acest oficiu și posibilitate, avem costuri imense de a transporta copiii la Chișinău pentru a arăta ceva. Acum, la Bălți, având această infrastructură, invităm din Drogea, din Iedineț, din Briceni și așa mai departe să vii la Bălți. Și chiar din Bălți am deja un plan de activități cu copiii pentru ca să facem un hackathon, o competiție, o prezentare de un produs, o prezentare de un device sau pur și simplu excursii. Să vii la Nortec, la Tecnium, să vadă ce se întâmplă aici, să înțeleagă că IT-ul este viitorul și ei, studiind aceste profesii a viitorului, vor putea cândva activa în cadrul acestor instituții și a deveni parte a sectorului IT. Da, mersi tare mult, Pavel. Mai departe, uitați faza din tot trecut. Ion, întrebare specifică. Eu în locul tău și în locul companiilor, eu aș fi alea cât gelos pe acolo. Pentru că din mai multe perspective, da? Ia că uitați-o săptămâna trecută și pe 30 este concurs de 7,8 milioane de lei. Totuși noi vorbim de 8 milioane de lei, 780 de 40 de mii de euro, totuși e o sumă, da? Și asta nu e doar o sumă care poate fi investită într-o soluție, ci asta poate soluționa o problemă sistemică, da? Fie educație, transport, social și mai departe. Și totodată asta este un imbol pentru companiile IT să dezvolte, în mod special cele locale. Haideți să discutăm un pic subiectul ăsta. Ne sunteți geloși. Trebuie de făcut pentru chestia asta. Nu cred că chiar geloși. Eu aș putea spune cu siguranță că pentru Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Nortec din Fondul Național de Dezvoltare Regională au fost, dacă nu mă greșesc, implementați circa de 23 sau de 24 de milioane de lei. Mai mult ca atât, pentru dotarea acestui centru s-au accesat resurse adăugătoare de la gen Techwell, adică prin proiecte, de la proiectul Tehnologiile Viitorului și fostul proiect cu competitivitate, fostul ambasador a promis practic încă 10 milioane, astăzi 500 de mii de dolari. Eu cred că acest centru va atrage mult mai mult finanțare, dar evident că trebuie să aibă cu conținut. Și asta aici este foarte important. Ceea ce noi vorbim acum despre ca să atragem investiții, da? În investiții. Digital Innovation Hub, care l-a creat ACETI cu companii private, își va mări efortul pentru a atrage investitori aici în regiune. Dar este foarte important ca să pregătim pentru aceste investiții. Nu poți să duci o companie serioasă încoace în momentul când chiar companiile între dânsele își fur specialiști, da? Am putea spune și așa. Trebuie să educăm mulți specialiști
Apropo, pot să spun că ca ce te-ai inițiat și o specialitate nouă în anul 2021 și a fost acreditată de către ANACEC. Este vorba despre tehnologia informației, o specialitate nouă în cadrul universității și aș spune că aici trebuie să promovăm, dar și am atras și companii care pot educa specialiști într-o perioadă scurtă. Vorbim de 4-6 luni. Practic, avem o companie din Chișinău, IT Step Academy, care are putem spune, o experiență de cel puțin 6-7 ani în Republica Moldova, care în principiu tot poate pregăti specialiști. Adică este vorba acum, chiar și aș spune că ne gândim la crearea unui fond pentru inovare, unui fond ca să dezvoltăm regiunea, că atunci asociații, Digital Innovation Hub, e o platformă care acoperă mai multe domenii și e o platformă de unde poți să-ți alegi serviciile de care ai nevoie, dar un fond ar fi atractiv pentru aceea ce vorbeam noi, pentru investitori, pentru dezvoltarea capacităților și pentru a fi gata, că infrastructura ea este și noi o putem să o oferim și pe teritoriul municipiului Bălți și pe teritoriul altor municipii și în localități unde rețeliștii noștri, companiile care sunt membri chiar și la ACETE, aș spune că în fiecare zi muncesc pentru a oferi siguranță și calitate în rețeaua asta de internet. Mersi. Acum și discutăm despre probleme. Dar, Pavel, dacă poți să adaugi la chestia asta și poate știi tu mai multe elemente și inițiative pe această dimensiune, mi se pare super importantă. Și dacă poți să spui foarte clar și Ion tot, pentru că o soluție digitală care o să lucreze la Cahul, da, pentru apeler, ea are capacitatea să fie implementată și la Bălți și viceversa. Una de la Bălți, la Edineț, care o faceți voi, voi cumva cooperați cu regiunile sau nu? Neapărat cooperăm și asta este un fenomen care urmează a fi studiat și trebuie să învățăm din experiența care se întâmplă acum la Cahul. Suntem în permanentă legătură cu colegii noștri, preluăm experiența, acele documente, regulamente, experiențe care sunt acolo elaborate, avem acces la aceste experiențe și le replicăm, le adaptăm pentru regiunea Nord, pentru că am depistat că provocările care sunt la Cahul sunt și la Bălți și sunt și în alte regiuni. Soluțiile identificate acolo ne vor ajuta pe viitor să nu repetăm greșelile care s-au întâmplat în Cahul. Cu siguranță sunt unele chestii care le putem învăța și le învățăm. Datorită faptului că TEC-ul este cumva un proiect național și avem acces la managerii, la colegii de acolo, ne întâlnim în ședințe, discutăm despre probleme și identificăm soluții comune. Da, adică da, să mergeți voi la ei să vii la voi și așa mai departe. Ion, vrei să comentezi aici un pic? Noi, îndeoște, am fost cândva invitați și prin regiunea Găgăuzie, adică noi suntem de deschiși spre cooperare cu orice actor național. În principiu participăm la multe evenimente, dar într același moment noi ne străim să consolidăm cooperarea aceasta regională și națională. Pentru că multe practici le preluăm de la colegii noștri de la nivel național. Eu văd o dorință enormă a companiilor care înțeleg regionalizarea pentru Republica Moldova, a companiilor naționale de a veni și de a investi în transformarea digitală și cel puțin în partea de nord a țării. Ok, mersi. Haideți să mergem un pic mai departe. Ultimele întrebări. Noi obligatoriu întrebăm de provocări. Noastră știți cel mai bine. Nu o să vă spun nimic de la Chișinău sau de la Cahul care sunt provocările la Bălți. Uitați-vă, unii miniștri ne-au spus că nici măcar nu sunt problema banii. Sunt oamenii și așa mai departe. Alții au spus că e legislația, alții au spus că e rezistența sistemului și așa mai departe. Care sunt provocările? 1, 2, 3? Da, Ioan, eu văd reacția ta. Dar cam așa toți reacționează. Care sunt
Haideți, spunem așa, maxim 3 provocări pe scurt. Victor, eu cred că noi aici în nordul țării, și anume asociația, noi avem niște cotizații, putem spune, așa, destul de foarte simple, da? Adică nu, nu este vorba de, de niște finanțări serioase, dar modeste, să le spunem. Modeste, da, exact. Nu vine exact cuvântul acesta. Și respectiv noi chiar prin intermediul acestei emisiuni pot spune cu siguranță că cei care vor să investească în, în partea de nord a țării, noi suntem deschiși pentru avem cine crea o echipă puternică pentru a dezvolta în continuare tot ceea ce am început, suntem gata să scriem proiecte mai serioase, mai cu viziune și cu termen mai lung de implementare, dar, într-adevăr, eu pot spune cu siguranță că în cazul Acetei și în cazul, în cazul regiunii dezvoltare nord, pot spune că nu sunt resurse disponibile pentru... Noi știm cum. Nu avem cu ce. Banii, da, ar fi prima. Exact, da, da, da. Ok, deci avem oameni, avem deschidere. La noi, la nord, avem o problemă de bani. Uitați-vă, Mircea Iașanu, de exemplu, ne spunea șeful SPA, da? Ne spunea că noi avem bani, avem dorință, avem reglementări, noi oameni nu avem suficient. Pavel, care e prima provocare care îți vine în minte la acest aspect? De ce da, noi deci... nu... Da? Provocarea numărul 1 pentru Tech Lumb Belt este lansarea activității ca atare. Ceea ce avem în 2 decembrie, avem de lansare, da? Dar însă și activitățile nu vor fi posibile pentru că această clădire încă nu este în exploatare, la care mă aflu eu acum. De și care e problema? Ion, care, Pavel, care e problema? Deci problema este de ordin mai mult juridic și suntem cumva într-o așteptare a procedurilor care urmează fi implementate pentru transmiterea costurilor investiționale, pentru... darea informației la cadastru și așa mai departe. Sunt unele proceduri care urmează să fie realizate, din câte eu cunosc că le se realizează, însă la moment nu putem realiza activitatea, fiind gata de punct de vedere fizic și moral și programele sunt gata, managerii de programe mă așteaptă să le spun că putem să venim la bază să începem lucrările și asta este provocarea numărul 1, da, ceea ce vine acum în cap. Ne mai vorbim deja, de, sigur că este nevoie de surse de finanțare și așa mai departe, dar da. E că, Pavel, eu nu sunt prea bun în desenat, dar e că așa o fel de schemă. Dacă ar fi procedurile, nu, nu, nu nimic deosebit aici, eu pur și simplu arăt schematic. Dar ideea este, eu am niște prieteni care se ocupă de, în Estonia de construcții și le lămuresc cum asta lucrează. Ce înseamnă construcții? Nu doar pereții, dar până ce dai în exploatare imobilul pentru a-l utiliza. Și dacă introduci toate datele, deci toate elementele necesare, cadastru, primărie, constructor, finanțator și așa mai departe, nu știu acolo, salvator și așa mai departe, tu ai intrat în proces. Deci este business proces corespunzător care fiecare om îl urmărește și vede la ce etapă este el și știe exact când el va fi dat. Și știe exact de ce el nu este dat, din ce considerăm. Și asta eu cred că este o soluție digitală care stopează o inițiativă digitală. Deci lipsa unei soluții digitale stopează o inițiativă digitală. Ele sunt atât de interconectate. De ce eu spun chestia asta? Pentru că la noi, încă în Republica Moldova, încă este, asta este o întrebare, de fapt, care eu o formulez într-un fel, este încă înțelegere, așa? Transformarea digitală, asta e o chestie tehnologică și acolo pentru, nu știu, pentru Ion și pentru Pavel și Victor și nu știu ce discută, ei visează despre robot și au mintea robotizată. Eu întotdeauna spun, transformarea digitală nici măcar nu e 90-95% interacțiune umană, factor uman, tehnologia au toți acum. Pentru că în Republica Moldova, nu știți, 96% din toate device-urile smartphone. Fiecare persoană practic are smartphone. Dar ce, întrebare este ce faci tu cu smartphone-ul acela? Pentru că dacă faci doar poză cu un smartphone care are 2 milioane de funcții, înseamnă că pur și simplu nu-l utilizezi. Haideți să discutăm fix câte un minut subiectul ăsta și după care ultimul este apel la cooperare într-un fel. Chemați-i pe toți care vor. Dar haideți cumva să comentăm chestia asta. 90/10 este suficientă înțelegere. Este suficientă deschidere. Cineva, nu știu, bruiază, blochează aceste inițiative sau nu? Haideți să comentăm aspectul ăsta cât puteți spune. Eu am vrut doar să dau un exemplu. Este vorba despre Red Nord, care în principiu noi
permanent comunicam, încercam, adică tot s-a făcut și un audit al infrastructurii digitale. Noi vrem ca acolo lucrurile să meargă mai repede, pentru că acolo această întreprindere are extrem nevoie mare de digitalizarea proceselor. Și un lucru mă bucură foarte mult, că în septembrie-octombrie au fost procurate de la STISC aceste semnături calificate, adică care în principiu ușurează darea în exploatare a imobililor sau a infrastructurii energetice în cele 14 raioane a țării de unde Red Nord-ul este prezent. Și aici deja nu trebuie să vină ăla cu mapa, funcționarul de la Red Nord Râșcani la Red Nord Bălți, ca să vii și spui semnătura și să piardă să cheltuie o grămadă de bani, da? Își pune semnătura pentru că el a verificat documentația, cândva a ieșit la fața locului și știe când lucrările au fost efectuate. Și iată aici, iată chestii de genul ăsta, evident, te susțin aici că e important noi să dorim și important să faci, nu numai să vorbești. Da, Ion, îți dau și un exemplu care nu m-am așteptat, sincer vorbind. Eu am fost la Cahul acolo câteva săptămâni. De obicei te aștepți de unde, da? Inițiativă, nu știu de unde îți vii, dintr-un domeniu super tehnologizat și așa mai departe. Și eu m-am dus la canal și am discutat cu domnul director. Și domnul director a spus, Victor, eu folosesc MPay-ul și a început să folosească dinamica de plăți pe MPay la toate serviciile noastre, este în creștere permanentă. Pentru că oamenii înțeles că nu are sens să te duci acolo să lipești tot felul de... să te aștepți în rânduri. Eu pur și simplu m-am dus, odată a fost mai greu până ce am înțeles, le-am explicat. Și uitați, canal ca Cahul poate să fie un exemplu și niciodată nu știi de unde vine. Pentru că toată lumea crede, nu știu de ce, eu vorbesc în fiecare zi de 1 milion de ori subiectul ăsta, ei cred că numai țările super dezvoltate, tehnologie. Estonia nu e cea mai bogată țară din lume, dar eu am fost săptămâna trecută în Germania, unde nici pe departe nu e ca Estonia. Deci este o oportunitate unică. Pavel, un comentariu la subiectul ăsta și după asta încheiem discuția. La acest subiect, ce trebuie să facem noi acum? La ce și tot ce e implicat acum. Trebuie să creăm experiență pozitivă a oamenilor prin interacțiunea cu obiecte digitale, cu servicii digitale. Oamenii învață prin experiența lor. Dacă să aibă o experiență pozitivă, atunci el va promova singur și va înțelege singur și va cere copilului, va cere școlii să facă lecții digitale și mai departe. Singur va înțelege importanța unui training în acest domeniu, dar acum trebuie să avem multe experiențe pozitive a oamenilor în domeniul digitalizării. Dar, dacă îmi permiți ceva, o mini-întrebare de genul ăsta. Ea este super simplu, dar totodată mega importantă. Există așa o înțelegere că asta e ceva complicat, da? Deci transformarea digitală, asta e ceva complicat, nu-mi trebuie mie, mai bine mă duc eu în satul de alături și stau 4 ore la poștă decât... Și asta e tot o problemă de înțelegere, dar totodată asta e o problemă de cum sunt dezvoltate soluțiile și promovate. Eu, de exemplu, sunt adeptul la servicii care nu sunt mega complicate, nu sunt super importante, care îți pot problema vieții tale și dezvoltă, se rezolvă o problemă. Și tu te deprinzi, uitați-vă, chestia asta se rezolvă o problemă și ce vrei tu? Tu vrei altă soluție, care se rezolvă altă problemă, pentru că te-ai deprins cu ea. Adică cumva câte 30 de secunde chestia asta complicat, care nu funcționează versus simplu, care funcționează și creează dependență și cerere nouă. Ion, Pavel. Eu aș spune că dacă am observat toți cum au apărut postomatele acestea, da? Care, aparatele care te duci și achizi și ai uitat, deja lumea nu mai stă în rând, s-au deprins, da? Înainte se temeau, ce e asta, ce aparat ești, dar nu mă duc, mai bine stau în rând. Acum aceste soluții simple, chiar și plata din cadrul unei bănci cu lista de servicii comunale care le plătești, nu mai stai în rând. Da, doar cei care nu au timp sau nu înțeleg acest serviciu că poți să-l folosești cu ajutorul cardului și instalând aplicația, să nu stai în rând și să achizi atunci când ți-e comod, când tu ești mai liber. Și iată aici acest exemplu care ți l-am spus, înainte se părea complicat, acum tot mai multă lume, și este statistica care arată, folosește aceste plăți de pe smartphone sau de pe... Asta fac, da? Dar s-au deprins și merge. Plata
pe telefon, da? Adică nu mai stai la ghișeu, la Orange, la Moțel sau la United. Te duci, ai pus în aparat banii și ți-ai plătit abonamentul. Deci mesajul care, oameni buni, nu vă temiți asta, noi deja suntem acolo, nimeni nu o să vă fure identitatea, documentele, nu vă fie frică de serviciile digitale. Pavel, foarte scurt. Deci, eu să dau la subiectul, da. Desigur că mă alătur la ce spun acum. Este foarte important să avem o experiență de educație pozitivă și un exemplu foarte bun este platforma TEFL Online, unde profesorii au acces la cursurile de formare care conțin textul scris, un video informativ și toate materialele necesare pentru o oră. Profesorul este pregătit. Elevul, pe de altă parte, are acces la informații oricând are el nevoie și se aplică tehnologie clasei inversate. Când elevii vin și explică profesorului ce au văzut, mai văzut și discută acest subiect. Aici la TechPill vreau să creez experiențe pozitive de educație, astfel ca educația să fie într-un spațiu confort, utilizând tehnologiile și cu cei mai buni oameni din domeniu care pot explica foarte simplu chestii complicate. Simplu și utilizabil, Pavel. Uite, cât a început să vorbește, m-a uitat când a venit o notificare. Nu știu ce undeva se vede. Notificarea mi-a venit și notă a luat copilul meu la școală astăzi la matematică. 13 puncte din 13 posibile. Deci nu contează unde ești, tu deja ești conectat acum. Da, mersi, Ion. Prieteni, uitați-vă, noi întotdeauna, eu numai ce mi-a venit așa o idee, numai ce, că noi deja suntem la 13 ediții și noi cumva o să facem o ediție de asta comună sau o conferință din diverse domenii, începând cu miniștri, finalizând cu implementatori, domnul viceprim-ministru și noi cred că cam asta o să facem la sfârșit de an, dar noi o să continuăm sistemic în fiecare vineri discutăm subiecte. Dar pe sfârșit de discuții, vă rog să lansați un apel de cooperare către cei care considerați voi că este super important, în mod special din regiunea voastră. Noi chestia asta noi scoatem cel mai important din ce ați declarat dumneavoastră. O să facem asta într-un comunicat, o să facem și în format de videografic și vă promit că eu nu vă las pur și simplu așa pe voi. Deci noi, asta e abia început cooperării noastre. Un mesaj de cooperare pentru toți. Eu pot să mulțumesc în primul rând ție, Victor, pentru această invitație. E o chestie foarte super și lansând un apel către comunitatea din nordul țării, vă rog, noi suntem deschiși, colaborăm, găsim soluții atât pentru educație cât și pentru business și administrație publică locale. Mersi tare mult, Ion. Pavel? Deci da, mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea acestui mesaj. Eu vreau pe toți să-i invit să facem cunoștință. Vă invit să veniți la Universitate, în Centrul Nortec, etajul 1. Eu o să fiu aici permanent pentru a discuta oricare subiect este important și interesant. În data de 2 decembrie va fi lansarea oficială Nortec. Vom avea tururi, excursii prin Nortec și TechWheel și vom pregăti unele programe pe care să le prezentăm. Vă așteptăm cu drag! Mersi tare mult. Aceasta a fost discuția de această vineri. Am discutat cu Ion Bodrug, președinte ACT, și domnul Pavel Curcovici. Începem și terminăm cu a vă numi numele mari, așa, care este director TechPhil Bălți. Vârfurile de lance, aș spune eu, transformării digitale în Nordul Republicii Moldova. Deci ei sunt super deschiși ca să copiereze cu absolut fiecare, așa cum este strategia noastră de transformare digitală. Fiecare om trebuie să beneficieze, nimeni nu trebuie să fie exclus. Ne vedem vinerea viitoare. Ion, Pavel, mersi tare mult și așa cum am promis, în format mult mai extins, ne revedem. Noi nu spunem la revedere, noi spunem pe curând. La revedere, cele bune!